M-am tuns, m-am bărbierit. Nici nu o să vă vină să credeți de ce. Pentru că mă duc la unchiul Amanet. Ia uitați. Cu ineluțele alea și ăsta în ea. Păi ce fain e. Cu cap. Cap de leu. Fain inelul ăsta. Stai să focalizez. Tot sare rezoluția asta. Ai. Vezi? Ce lucrare faină. Mă duc să-mi fac treaba. Numai că mai aștept un pic, am văzut că a intrat cineva. Așa, păi las să iasă, să nu stau eu acolo în față la Amanet, să mă vadă că, vedeți, lumea se bucură. Lumea se bucură. Când te vede că umbli să iei bani din stânga în dreapta și auziți de la Amanet, a, păi dacă ajungi să ceri. Fă de capul meu. Abia așteaptă. Și 5 lei să le ceri, abia așteaptă. Să aibă motiv să se cotească. Auziți, nu un om bun, că un om bun îți dă. Îți dă cu mare drag, orice sumă, cât poate. Dar oamenii ăștia care, ăștia de jos, că sus nu prea vezi concurență la oamenii sus, jos o vezi. Ăștia de jos abia așteaptă. Chiar dacă tu ai, știu eu și așa, tu ai mașină și ei nimic, de mers să le ceri 200 de lei sau 2000 de lei, e ca și cum ei au mașină și apartamente și tu nu ai nimic. Că asta e lumea. De aia, eu fac ce m-a învățat tata. Lobo, ia-ți săculețul, du-te la Manet, tată, bagă-le, numai atâta te rog și te învăț, dacă ai băgat, le și scoți. Dacă ai băgat, le și scoți. Și, pe cuvântul meu de onoare, n-am pierdut niciodată nimic. Absolut niciodată. Uite că a ieșit. Hai că m-a rezolvat și cu Amanetul. Acum mă duc să spăl mașina. Să fac un pic de ordine, că e dezastru. Am fost la tot pep convins, să zic, la Jumbo. Abia am avut loc să le bag în mașină. Am fost aseară să iau ornamentele de Crăciun și bradul. Le-am înghesuit de tot, numai sclipit și numai paietii de alea de pe brad a pus. Am făcut în mașină. Dezastru. Nu-mi place dezastru, dar îl acceptăm câteodată. N-avem ce face. Timpul nu ne permite să ne ocupăm de el. Ai. Mâine e o zi importantă. Mâine mă duc la acolo unde vrem să demarăm proiectul, la lotul ăla de pământ, cu domnii ingineri, pentru că o să facem studiu geo. Că nu poate proiectantul să-și facă treaba, pentru că nu are studiu geo, nu știe cum să așeze pilonii de rezistență, cum să facă tot, fără studiul ăla geo și mai ales că e un pic în relief. Oare așteaptă și ăsta? De ăsta, de cafea. 180 de euro am dat pe aia. Stai să vezi când dai pe ăla, pe ăla. 100 de euro pe ăla. Stai să vezi când dai pe cărucior. 120 pe cafea, vreo 500 de euro am dat pe ele. A, pe ce să le ia? 3 meciuri la Domenico. Ce să le? Nu, că în loc la aia ți-o dau aia la altă ție. Nu, trebuie că iau mașina de cafea. S-a mai dat una din mine în capul. Și ți-a mai dat una pe capsule, e acolo la... Dorobanților. Am vrut să-și pun implant de păr. Da.
Nu mai bine te duci la Liliana să-ți dai din meșaie, să tot îi fac. Nu mai bine mergi la Liliana să-ți dai să spui din meșă. În 2 ani de zile eu o dubă cata. Și eu la dubă am plătit 1200 de euro. Mă gândește cât plătesc eu, ai văzut? Păi bine, dar ce șofer el, ce șofer ești tu, Domenico? Dar nu vorba de, vorba că e tubă. 1200 de euro, odată trebuie să-i plătesc. Scumpă. Și la asta am plătit 700 de lei pe 6 luni. Ciordelez nimic? Păi eu nu mai ciordelez, dar unde sunt. Nu mere, ți-ai găsit gagică? Asta cu lingura. Cine? Una de pe TikTok, de tot o pune să-și dai cu lingura în cap. O zis, da, prieteni, când a jucat cu ea, o zis, hai să jucăm pe lingura. Dar zis, poți să-ți dai lingura. Zice, păi mă țin, nu vezi ce frunte la ta. M-am zis. De capul meu, ce bolândezi, mă, să mă, eu dacă mai de capul meu. Am pus-o pe una într-o seară și ce-am pus-o și ce provocări am dat. Așa ceva nu stai în cap nici într-o sută de ani. Am pus-o să-și taie chiloță, farfeca, am studiat, ia o oliță, bagă apă, zic, pune niște zagă, ea nu știu ce vrei să-i dau. Am zis că acum taie chiloță și pune acolo și fă un ceai. Ai din chiloț? Să pună la fiert apă. Pompierul, pe strada Lingurarilor, pe călățele, pe acolo, căsuță mică. Vezi că de noi era tata, erați acolo, hălăuă. Hălăuă sus pe deal, stătea în bot, așa, cu cujmă, cu din aia. Erai ca și aia pe TikTok, că ea doi. Bă, ce să ia? Tu te faci clipul când vei la neamurile tale. Nu, pe mine m-ai văzut la Marea Mureș. Numai pe tine te-ai văzut, unchiul Todor. Păi numai pe mine mă cheamă unchiul Todor. Numai pe mine mă cheamă și mătușanul, că pe voi nu vă cheamă. Că aia l-am tot vrut să iei pământurile de la țară, înțelegi, și din cărăsă. Săraci, culdușoreală, ce-ai pe deajet, mă? Dar ce-ai primit pe deapsă pe Facebook de Titus? Pe TikTok? Ai venit după bani? Îți trebuie cât să-ți trebuie? Cât să poate. Fraierul. Mahmud Rais. Nu știu pe ce-o luat pe veriță din asta, că nici vinești că e aici. Cine-o luat aia? Tu? A, da, cât ți-am dat tu? Vinești că e aici. A, azi dimineață, da, da, eu am luat. Vinești că e aici. Aia da, e faină la culoare. Da, culoare. Dar o punem în brad. Nu știi că și noi am avut albă. Aia. O punem în brad. Cu ce ești pompier? Cu ăla, ce, cu duba. Cu duba ești? Te sunt capă pătuțul. Dar n-am numai loc în mașină. Numai cu mașina ta putem. Ce loc ai? Eu n-am scaune în față, că e dubă de aia de marfă. Tu știi codul, nu? Nu intru până nu vii, lasă, mă, nu-mi place. Tu e timp pierdut, Uliana, tu. Hai, mă, că nu știu să intru. Păi îți arată. Mucule, vin aici. Îți arată, tu uite-te că îți arată. Ei, tu. Simplu. Telefonul nu mai merge aici. Apeși pe ăsta, pe butonul ăsta. Bam, și dai cu asta sus, nu știe. E simplu. Jap, 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 ok. Nu știe, mă, dai pace. Fac ceva până ce ăsta și nu ești aici. Da, mă, Lobo. Am văzut să-i bag cartel. E aici, dar și să iau numerele, e acolo, e pe cartel. Da, să-i... îmi bagi un cartel în telefonul ăla, nu înțeleg ce e așa complicat. În care? În ăla, o cartelă și rămâne cartela la pe Facebook-ul ăla. Nu mai bine. Cum zici? În telefonul ăla? În telefonul ăla? Pe aia, să-mi pui o cartelă pentru Facebook. Că nu-mi pun numărul meu. Sau ce tot zice asta? Dă-mi cartelă pentru Facebook-ul.
Eu nu, să nu-mi schimb asta, eu nu știu să umblu pe Samsung. Telefonul nu, că nu știu să umblu pe Samsung, dă-mi pace, nu mă bine. Moiu. Nu știu să umblu pe Samsung. Ia dă telefonul tău aici. Bucătașul, bucătașul. Dă-ți băi ale 2 milioane aici. Dă-i ale 2 milioane aici. Hai, mergi, mergi și cumpăra zine la că se trezește. Unde mi-i portofelul? Nu știu, bă, fraiere, îți dai seama cine avea geacă de aia amusul 10 ani? De când o ai? Asta, știi de când o ai? Păi de asta zic. Din 2008. Când am luat și beam beu. În 2008. Tu ia până la asta că-l ia pe car. Ai băut cafea, mă? Da. Eu n-am băut-o. E pus zahăr. Adă-vă banii, mă! La cine ești dacă? Să și la piancurile alea, să mă uit. O mie ești după Nelson Mondialul. Fraiere. A? Ei, trebuia să te las să merg. Du-te, mă, la surorile tale acolo. Mă. Unde, mă, să mă duc, că tu ești aici? Unde ești? Că una e în Anglia, una e... Lasă-le pe ele acolo. Una e la Ogna Mureș. Stai cu minte. Uitați, mă, frate. Uitați-vă, lei. Comprinde contur casa. Te-ntinzi, patata. Hai, jos. Jos, lasă-mă. Vezi. Tu te vezi ce face. Tu-te. Ăla crede că i-o pus de mâncare. Da. Am ajuns acasă. Am ajuns acasă. Uitați-mi pe chestia. I-am luat să-i facem de parazitare. Ia uite. Îi și dau acum. Da. Acum am mâncat. Da? Acum. Hai să-mi dau jos asta. Ia uite ce bun e, ești napolitan de vesea. N-am mai mâncat dulciuri. Așa e, mami, de mult timp n-am mai mâncat eu. Nu? Așa e, n-am mâncat. Dar zic și pe unde am fost, la restaurant. La... Aici a burgerul. Bun. Și mi-am mâncat aminte. Face? Da, e frumos. Să-mi iau ce aminte peste două săptămâni. Trebuie să-i mai dau una. Hai, n-a ține asta. Kenzo! Hala. Știi cum, se, cum o să, nu? Trebuie să-l bag pe gât. Îmi deschizi gura și împingi ca să nu mai poată scoate înapoi. Hai la tata. Vezi să-i bag eu? Hai, mai sus. Dădeam în rochi medicamentele. Hai, aici, Kenzo. Trebuie să-i împingi la... Omule, cum ar veni. Casă gura. Dar tu trebuie să-i deschizi gura suflet. Așa. Ah. Da. Că nu mai poți să o scoată. Hai să-ți dau apă. Oi, să-l mânce, tata. Uitați-vă la el, mă. Oi, ce te iubesc din numai tot. Da, hai bea. Du-ți, bea apă. Du-ți. Bea apă, tată, bea apă. Bea. Nu, bea apă după Rocky. Are ceva mâncare pe voi, eu căzut pe alea din gură. Lui Rocky. Acel scârbos. Bine, oprește, dă-i pace. Dă-i pace că nu mai bea. Dacă sunteți curioși de meniu, așa ușor, o gustărică, că mergem în oraș să ne întâlnim cu starostele și am zis că ne oprim la o pizzerie care ne place nouă. Da, până atunci, să avem vlagă să vorbim cu starostele, ia uitați-mă. Și asta e pe diseară. Mm. Rocky dezorientat. Bună seara! Salut! Iai, să-l sărâte, tata lui! Vine m-ați păcălit! Ce fă, mamă? Vine m-ați păcălit! Cu ce? Toți banii de sărbători nu mai am bani, fii! Da, ce să-ți mânce, tata, fălcile! Nici îmi el vezi. Cu lama în pat. Ioi, ce pat are. Vezi că se ridică până la etajul 2. Copilul sau patul? Patul.
Se înalță. Danii, ăla la nodul nu-l vezi. Dar cu ăsta nu prea, eu nu-s de acord cu ăsta. Să nu-l puneți. De ce? Cine-o vinit? Tata.